Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod de Eurotrack Simulator 2, cariera noastră real life. Suntem alături de Alex. A mai fost el acum două Salut! episoade, parcă. Acum două episoade ai fost, nu? Cred că Da. da, un episod sau două când am intrat noi în Spania, din câte vă amintiți. Intrasem noi pe aici, mamă, dacă am mers de atunci, vezi că am făcut ceva progres în Spania. Intrasem din Andorra spre Barcelona, când spuneai tu atunci de stadion. De atunci de la Barcelona am ajuns până în partea sudică, am intrat chiar în Portugalia la Olaio, cred că se pronunță ceva de genul. Iar pe live noi am avut o cursă destul de interesantă. Cine nu a văzut live-ul nu are cum să știe cum am ajuns aici, cum am luat cursa și așa mai departe, deci vă recomand să vedeți live-ul pentru care m-am salvat ca episod. Mi s-a dus și vocea, mă scuzați. Am avut o cursă de la Algeciras spre Ce sunt mai Olaio. tați de la iPod? Da, dar nu mai spunem de like-uri că după se supără oamenii, da, băieți? Am avut destule Mai vizualizări, putem. dacă tot a venit vorba, dacă tot a zis Alex de like-uri, am avut foarte multe vizualizări la ultimul clip, cel puțin la ultimele clipuri de Eurotrack, peste 300 de vizualizări, 500 de vizualizări, dar nu reușim să facem cifra aia măcar de 50 de like-uri, chiar uneori nici 40 nu am strâns, debia am strâns 20, deci super puțin, băieți, și like-ul cu tot că unii chiar sunt YouTuber cu mai mulți abonați decât mine, nu înțeleg că like-ul ăla este foarte important pentru că promovează canalul, promovează videoclipul și așa poate să-ți faci o comunitate mai mare pentru că te promovează YouTube-ul. Dar, deci băieți, dacă vreți să mă ajutați, rupeți acolo butonul de like, să strângem la acest clip măcar 40, adică uitați, nici măcar 50, haideți măcar 40 pentru că din 300 de oameni, minimum 300 cât vă uitați, 40 de like-uri, 40 de oameni să apese butonul de like, mi se pare puțin, nu Alex? Alex probabil nu ne aude. Am mai băut o gură de apă că mi se uscase gura pentru că am mai filmat un episod înainte. Am făcut și live și vă dați seama, nu are rost să tai pe filmare să fac vreo ceva pentru că vreau să fie totul natural, băieți. Deci, suntem în Portugalia, băieți. Suntem în Portugalia, am trecut vama, nu știu dacă Alex ne mai aude, ne mai auzi Alex? Alex are niște probleme cu internetul probabil și nu ne mai aude în acest moment, dar poate revine. Deci am ajuns în Portugalia de la Algeciras, am făcut o cursă pe live de vreo 400 de kilometri, vă recomand să o vedeți. Și acum băieți ne pregătim de o cursă foarte interesantă, gabaritică de 254 de kilometri de la Olhaio până la Setúbal. Deci eu zic că o să urmeze o cursă super super interesantă, să sperăm că o să revină și Alex printre noi până la urmă. Este o cursă cu transport urmărit să zic așa, avem mașină în față, mașină în spate care ne escortează. Auzi? Acu te aud, da. Tu mă auzi? Da. E bine, e bine. A, uite ce s-au oprit aici toți oamenii să mă aștepte pe mine. Vezi că e nebunie, mamă, dacă tare e morca. Bă! Ușor, 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 că am luat prost virajul. Nu mă răsturn, dar am intrat pe bordură. Am făcut prost bucla. Jai, șoferul titi. Hai băi să-i dăm drumul așa. Este ora 5 după amiaza, nu prea îmi place timpul pentru că o să se lase noaptea cât de curând. Și nu prea voiam o cursă pe timp de noapte. Avem mașina care ne... După care trebuie să mergem în față, mai avem una în spate care ne escortează, deci trebuie să ne ținem după asta din față, să nu o pierdem din ochi. Mai, bă, dar trebuie să am grijă pentru că văd că ăsta e butoiul ăsta sau ce-o fi, ce transportăm până la urmă? Condensatorul Butoiul de varză. industrial de 60 de tone. Butoiul de varză. Da, un butoi de varză, doar că mult mai mare. Trebuie să facem sensul ăsta giratoriu pe 3 benzi. Ia să vedem cum vine remorca după noi. Vine. Bă, iar mă bagă iurea. Trebuie să văd să țin mai mult spre stânga, pentru că văd că este ieșit acest rezervor mai mult înspre partea dreaptă. O să vreau să facem cât mai mult din Portugalia, adică vreau să trecem de Porto, Lisabona, să le bifăm, să zic așa, și după vreau să ne mai întoarcem prin Spania, să facem undeva la 70-80% din Spania, să o explorăm, băieți. Tu ce zici, Da, Alex, se da. merită? Da. Zic că este interesant să explorăm și această parte de Iberia, măcar un 70-80%, pentru că nu se poate 100% să explorezi nicio țară, adică se poate, dar durează foarte mult.
Nu înțeleg de ce merge asta atât de încet. Vale, ăla e scurt, merge foarte încet. Merge încet de... mă termină. Păi și eu cum fac acum? Trebuie să aștept la semafor pe ăștia? Bă, ești nebun? Cu ce e scurtă e asta? Escorta nu așteaptă la semafoare. Ce faci ăsta? De ce pune frână? Bă, ăsta așteaptă la semafor? Speci, când îl ispești pe ăsta din față la escortă, te dă înapoi? Eu uite, ăștia fac poză deasupra, ia uite. Ce fac ăștia? Selfie-uri? Ce fac acolo? De asta de ce semnă? Ăștia fac TikTok. Ăștia fac TikTok-uri, băieți, auzi. Ce faci, mă, GG-le, mă? Ia uite-l pe pod. Pe ce față are asta? Tirurile trebuie să clancă. De ce față are asta? Îl vezi? Vai, mamă. Bă, dar asta nu mai merge, tu vezi că asta nu mai merge și s-a stricat mașina, nu știu ce s-a întâmplat. Bă, nu mai merge. Bă, asta nu mai merge. Vezi că dacă te izbești în el, te dă înapoi zai. Nu-l depășu, nu-l depășu. Păi dar asta nu mai merge, tu nu vezi că nu mai merge? Te dă înapoi. Păi dar nu merge! Ați avariat un vehicul că puteți încărca un checkpoint anterior sau renunța. Încarcă ce checkpoint. Bă, s-a oprit și nu mai mergea. Nu aveam ce să-i fac. E prima dată când pățesc așa ceva. Mai zis, mai dă înapoi, bă, Leo. Bă, ești nebun. Nu, dă câțiva kilometri. Ia să vedem, merge acum? Merge, uite aici se oprise. Uite, acum merge, vezi? E fix în același loc, doar că se blocase aici. A pus avariile și a rămas pe loc, omul meu, nu mai mergea. What? E prima dată când am pățit. L-a sunat femeia? Bă, ești nebun. Lăsați băieți în comentarii dacă ați mai pățit și voi așa ceva. Eu n-am mai pățit până acum. De când joc eu Euro Truck, n-am mai pățit. Să se blocheze escorta să nu mai meargă. Foarte ciudat. Mi m-a blocat amândoi, nu numai unul. Foarte, foarte ciudată chestia asta. E bine măcar că la aceste curse îți fac plinul băieții. Nu mai plătești tu pentru plinul de motorină, ți-l fac ei. Asta este bine. E bine că mergem pe autostradă. Uite ce frână pune ăsta, ferească mă, sfântul. Mai aveam puțin și intram în el, ai văzut? Da, și vezi că când îl izbești, atunci de înapoi. Nu, no, nu, no, nu, no, nu îl izbesc. Mamă, ce greu trage cu 60 de tone. E zăpadă, zăi. Ai de capul meu cât de greu merge, ia uite ce e aici. Și nici nu ai pus lanțuri pe roți. Nu am pus, că n-au venit abonații pe live să punem lanțuri, să mă ajute să pun lanțuri. Bă, da mare. Bă, da mare. Ce zici? Să vezi când trebuie să te duci, să duci avionul. Dar și ăsta e mare. Avionul e și mai mare. Hai să vedem dacă merge ăsta, că escorta asta din față o văd cam, cred că conduce unul, amator. Vorbește cu femeia. Bă, ăsta iară se oprește. Ăsta iară se oprește. Tu știi ce mai face el cu mâna acolo în față? Uite, iar se oprește, mă. Ce are ăsta? Îl așteaptă pe ăla din spate. Îl așteaptă pe ăla din spate. Ce că ăla-i în spatele meu? Ce merge cu 30 la oră? Ce-i frică că ating pe aici, pe sus? Dar n-are nicio legătură. Ăsta-i în spatele meu, uite-l. Poate cine știe ce mai face el pe față pe acolo. Uite acum accelerează. Cum un adu. Ce film își mai face omul? Încadrați-vă pe banda dreaptă. Nu știu cum o să se audă băieți jocul. Pentru că e setat după live și băieții pe live l-au vrut puțin mai tare, deci nu știu cum o să se audă pe videoclip. Nu am mai făcut nicio probă înainte. Sper să se audă bine, dacă se aude mai rău, îmi cer scuze. Mai rău în sensul că se poate auzi mult prea tare sau mai încet decât de obicei. Dar sper să se audă ok, în parametri ok. Și Alex vede ce vedem noi.
De asta îl întreb unele chestii, adică poate vă întrebați de unde știe el ce se întâmplă aici. Și el vede exact ce facem noi în momentele astea. Mai avem 200 de kilometri. Dacă vreți să știți ce s-a întâmplat mai devreme în episodul, dați un mesaj, bine, vă plătiți pentru așa ceva. Da, cum ar veni, Alex știe episoadele dinainte să apară. Dar da, tot o să intre, să dea like și comentariu acolo. Da, da. De hate. De hate, da. Să nu mai te milogești de like-uri, băi. Da. Bă, unde mă trimite ăsta? Pe unde trebuie să merg? Mamă, fii atent pe unde mă bag ăsta. Ca să nu plătesc, fii atent. Mamă, ca la mafioți m-a băgat. Am evitat punctul ăla de plată, ai văzut? Da, da. Ce șmecherie. Asta a făcut moarte. 600.000 sau cât ai? 626.000. Ia uite ce mulți bani faceți ai din YouTube. Da. Bine ar fi. Ei nu știu că tot toți banii care îi faci din YouTube îi bagi în euro. Nu glumesc, poate chiar acum cum să mă creadă lumea. Bă, dar încet merge asta. Aș putea să plătesc, am o rată la bancă, eu de vreo 400.000, dacă o plătesc aș rămâne cu undeva la 150-200.000 maxim. Între 100 și 200.000 aș rămâne. Deci aia nu-s banii mei, 626. Ai mei sunt undeva la 100-200.000 de acolo. Nu mai ai 400.000, mai undeva la 300 și ceva de mii, mai n-am mai ți-o luat. Da. De câți bani e cursa asta? Hai să ne uităm, e de 17.000. Plătești de 3 ori, de 4 ori. Pe mea 5.000 și ceva pe zi. Pe ea să zic, de 3 ori. Da, dar mai am și angajații ceilalți. Ne-ai văzut, Oscar mai devreme a adus 11.000. Acum un minut. Adică aduc angajații, o să vezi. Cred că până la sfârșit mai aduce cineva. Aș sta cu faza scurtă, dar... Da, aș sta cu faza scurtă, dar nu știu. Nu prea se vede nimic cu faza scurtă. Bă, dar ce ninge, ce fulgi, mă. Ninge la Alex, băieți. Ninge ca și în joc. E zăpadă... De un metru. Am venit zăpadă în cel puțin de 2 metri. E de cel puțin 2 metri. Dacă mă bag la pec, o să alimentez, ăsta se oprește? Te dă înapoi, cum ți-a făcut acolo. Ia vezi. Dar nu m-a dat înapoi acolo, m-a dat din același loc. Păi ia să zic, dați bagă la... Da, că iară frânează asta. Tu dacă mă o frână brusc în fața ta. Au, te numai poliție peste tot. Păcat că e pe timp de noapte. Ia uite, vezi că avem girofar din ăsta în spate. Îți place ce vezi aici? Da. A, uite. Păi el a face ca animalele acolo la tine față. Și eu nu știam ce să vede. Păi dacă intră înăuntru, să vede cum e el. Vezi? Bă, s-a oprit tirul. Dar cât avarie am eu pe el? 20% avarie. Hai că ușor se duc kilometri, mai avem 120. Dacă ar merge și ăsta puțin mai repede, ar fi ceva. Îl împing puțin? Dacă îl împing puțin, ce se întâmplă? Te dă înapoi. Te duci la 150. Oare? Da, faci videoclipul ăsta de 2 ori, zai. Zici că ai făcut live, numai că, na, nu o să trimis link. Da. Băieți, am lăsat și un anunț pe Discord. Nu știu când o să public acest episod. Deci probabil acum una, două, trei zile maximum în urmă am lăsat și un anunț pe Discord. Oricum am pus și pe comunitatea de pe YouTube acolo să votați. Vreau să fac să încep o carieră de real life pe American Truck Simulator. Am mai început eu una în trecut, dar nu am dus-o mult, vreo 5-6 episoade, atât a durat. Pentru că după am renunțat la ea, nu era atât de vizionată pe adică aveam și de Euro Truck și de American Truck, dar cea de Euro Truck prindea, cea de American Truck nu prea și am renunțat atunci la ea.
Și mă gândesc acum să reîncep o serie care vreau să dureze la fel ca cea de Eurotrack, adică poate să ajungem și acolo la vreo 100 de episoade. Dar să fie măcar la 750 de abonați, măcar. Da, am zis că în viitor, adică în viitorul apropiat, acum nu știu ce înseamnă, peste o săptămână, peste două, oricum cariera de American Truck vreau să o începe un live alături de voi și să facem primii... Să facem acolo 1000 de abonați. Da, greu, greu, greu să ajungem noi anul ăsta la 1000 de abonați, măcar la 800 dacă am ajunge până de Crăciun aș fi cel mai fericit. Suntem undeva la 710, cred, 706, ceva de genul când filmez eu episodul ăsta, deci... E putem să ajungem până la 800, dar doar cu ajutorul vostru. Dacă dați voi acolo like-uri, dacă mă susțineți, dacă vizionați clipurile, cu siguranță o să ajungem la 800, dacă nu, nu cred. Deci, na. Deci, cum ziceam, băieți, urmează și o serie de American Truck care sper să vă placă, pentru că acolo când am pus pe comunitate pe YouTube, peste 75% din voi ați votat cu da, că vreți și o carieră de American Truck. La fel cu moduri. Câți abonați aveai înainte pe YouTube? Înainte când? Acum, când ai spus ultima. 700 și ceva, peste 705, nu știu exact. Ai acum 707. Da, 707 avem în acest moment, băieți, când filmez eu episodul. Na, până o să fie publicat, poate o să fie mai mulți, mai puțini, habar nu am. Dar undeva, să zicem, la 710 până postez eu acest episod. Facem 105. Dar, cum v-am mai zis, contează și de voi, adică dacă voi nu o să susțineți seria de Eurotrack, cu siguranță aceasta o să dispară în timp, că nu o să postez episoade cu o serie care este moartă. Adică mă gândesc și la seria de RAF dacă o mai continuăm, pentru că este un joc care necesită ceva efort între ghilimele, că nu mă duc pe câmp acum să... Dar e o serie care îți bate, îți pune capul la contribuție destul de mult și e greuță de filmat, să zic așa, și iar dacă nu există susținere, seriile o să moară, adică... Nu prea îți vine ție să închei seria de Euro. De Eurotrack nu îmi vine pentru că m-am atașat de ea, dar dacă nu o să fie susținere, îți dai seama că nu... Sunt atâtea jocuri pe care poți să le începi, adică sunt foarte, foarte multe jocuri, cum deja eu pregătesc jocuri pentru live. Adică avem deja The Walking Dead-ul pe care îl facem constant pe live-uri și vreau să-l terminăm clar. Adică este un joc pe care eu vreau să-l termin neapărat. Am intrat în Lisabona, băieți, fără să-mi dau seama. Nu știu cum am intrat în Lisabona, că noi n-avem cursa la Lisabona. Mamă, iară mă bagă... Mai câți mai? 48 de kilometri. Iară mă bagă ăsta pe la mafios pe aici. Mamă, dar ce curbe face omul meu. Mai am 38 de kilometri. Ție ți arată cu delay? Nu, dar nu prea vedea mai bine, nu prea, gen, se vede mai... Se vede mai blurat, probabil, la tine. Gata, am mărit și am vede. Ok. Mere bine, zici cum ajung eu. Zici că te joci tu, a? Da, mă, până acum volanul și gata, mă joc. Da. Da, cum ziceam, băieți, vreau să terminăm jocul The Walking Dead, dar este foarte, foarte mare. Astăzi, pe live, am mai făcut ceva progres acolo. Dar durează. E mare cât butoiul de varză, auzi? Da, cât transportul ăsta de el avem noi acum în spate. Adică, bă. Ai văzut ce era să fac? Ai dat șovarii la remorca. Ai de mine, ați văzut o secundă de neatenție și ăla eram. Te duceai acum la 100 de kilometri. Oare? Mhm. Mamă. Adică The Walking Dead-ul, ca să-mi reiau ideea, nu este ca Outlast-ul. Outlast-ul are undeva la gameplay de 4-5 ore. The Walking Dead-ul nu știu exact câte ore, dar are mult mai multe ca Outlast. Oricum o să ne apucăm și de... Mamă, dar ce e aici? Câte mașini s-au oprit să se uite la mine. Pentru tine, pentru tine. Pentru mine, evident. Nu vezi că și poliția te escortează? O să jucăm probabil, adică nu probabil, cu siguranță o să începem și Outlast 2, dar adică sunt multe jocuri, nu vreau să vă mai dau spoilere, dar mai am și alte jocuri în plan pe care vreau să le încep pe live-uri. Mai spuneți mie și vi le spun eu, dar contrapost. Mai sunt jocuri pe care vreau să le încep, pentru că e content mult până la urmă, sunt jocuri multe. Vreau să începem și ceva shootere cu poveste pe live-uri. O spus Zai că vreau să începem și Minecraft.
Da, Minecraft am mai zis și în trecut că vreau să încep, dar nu știu când îl încep, că parcă tot amân, 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 amân. Nu știu până când o să mai amân. Aș De vrea Crăciun fă să... un cadou. Aș vrea să încep și o serie de Minecraft, doar că eu nu prea am tragerea aia de inimă, pentru că eu nu știu să joc deloc Minecraft, adică mi-e foarte greu. Mai e pe mine și timpul, înțelegi, m-am mișcat. Da, e nevoie de un abonat care să ne învețe și după o să băgăm și alții, o să facem un server, o să jucăm Dar împreună. știu eu să fac server, eu am Au, server. știe și Alex, adică... Dar trebuie prima dată să învăț eu, că dacă eu nu știu să joc... Mă joc Minecraft la 7 ani. Ia uite. Eu n-am jucat niciodată de asta. L-am instalat, am intrat puțin în el acolo, nu am de ce să vă mint. Am craftat eu acolo câteva lucruri cum am descurcat, dar e greu când nu are cineva să te învețe exact, pentru că ajungi într-un punct în care nu mai știi ce să faci. Și fără Asta ajutor e trebuie. greu. Am intrat în setul balb, aici mai avem doar 3 km până la destinație. Am terminat și această cursă cam cu peripeții, cu câteva peripeții, că mai devreme era să intru în ăsta. Pe la începutul cursei ăsta vorbea cu femeia la telefon și nu mai voia să meargă. Deci, cu ceva peripeții. Dar am dus-o la capăt și pe asta, nu e problemă. Mă, că am intrat pe un drum național acum, cu o singură bandă. Dacă am fi mers așa... Ce-mi plac benzile astea când mă joc Eurotrack, merg cu 90 așa fain prin curbele astea. Trebuie să văd ce face asta dacă mă lasă singur de aici. Da, mă lasă singur, uite ce a făcut, vezi? M-a părăsit, gata. Mama, poți să-i Adio. dai. Ce să-i dau, nu vezi cât de greu accelerează? Câți cai are scara? 770. I-ai băgat-o? Da, i-am mai băgat eu. Mă, normal avea vreo 600 și ceva, cred. Eu vreau să-mi fac și eu un Adică pot să-i bag și 1000 și 1500, doar că nu ar mai fi realist deloc. Nu știu. modget. Da, nu, am deja, eu pot să-i adaug acum dacă vreau. Dar nu ar Eu mai vreau fi să-mi realist. fac. Eu vreau să-mi fac unul de 1000. Da, așa de... Bă, 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 bă,
pe... Uite-l pe omul meu cu escorta unghii. De ce caut ăsta aici? S-a conjurat. Nu mai e la spatele tău, ăsta luat pe altul. Da, nu mai e de acolo de la... Fain, se aude. De 16, eu. De 8. De 16, să nu mai fi. Hai să vedem, băieți, unde lăsăm remorca. Ia-o, vorbește Mirabela. Carmen o cheamă. Bă, gata? Bă, dar voiam să fac eu parcarea, de ce? Ia, 17. Ce level ăsta e? 37. Bun. Ia să vedem unde ne-a parcat-o, că ne-a parcat-o automat, aia era puțin mai în față, adică nu era mare chestie. Am parcat și noi aici, lângă blocurile oamenilor, în Setúbal, băieți, în Portugalia. Mergem și în vacanță, dacă e. Uitați că deja am explorat 19% din mapă. Wow! Vedeți că am explorat ceva din mapa asta. 19%, aproape 20% am explorat. Am făcut ceva progres, băieți, dar ne-am plimbat mult tare, n-ai ce să-mi spui. Adică am fost în toate direcțiile posibile noi. Am fost până pe insulița asta de sus de aici, am fost în Islanda, am fost foai de cap. Prin România am fost peste tot aproape. Cred că peste tot. Eu fac Germania. Uite, prin Germania nu am fost decât pe la Berlin, Magdeburg, Leipzig, Hamburg și cam atât. Vreau să terminăm partea asta de Iberia, eu, băieți. Eu frate le-am luat peste tot. Deci suntem la Setúbal și acum ia să vedem dacă ne ducem puțin pe bursă transport. Oricum o să trebuiască eu să dorm, că nu-mi place să iau curse noaptea. Hai să vedem de la Setúbal dacă ne dă ceva interesant. Ne dă una la Madrid, Algeciras, Malaga, nicio cursă interesantă, băieți, deci cu siguranță o să trebuiască să dorm. Hai să vedem dacă avem... Mai stăm puțin așa pe episod. Hai să vedem dacă avem service. Nu e service la Setúbal. Băi, vedeți că e jale. Nu e service la Setúbal, băieți. Și dacă dau teleportare, unde mă trimite? Mă trimite în Lisabona.
Nu, mă trimite în Evora. 4 ore în Evora. What? Unde e Evora? În spate, Mamă, pe unde mă lângă spate, în Portugalia, trimite? partea aia. Tocmai aici mă trimite, aici e Evora. Mamă. Și Stai dacă... bine unde stai. Păi și dacă vreau să dorm, unde am pat de dormit? Uite, am unul fix aici înapoi. Aproape de unde m-a lăsat escorta. Escorta m-a lăsat aici la intersecție și undeva în spate la 3 km, văd pe GPS, am loc de dormit. Și o să mă duc să dorm aici, băieți, pentru că nu vreau să mă duc până la Evora. Până la Evora, câți kilometri ar fi de aici? Până la service ar fi 100 de kilometri fix. Da, nu prea se merită să mergem la Evora, cel puțin momentan. Deci o să dorm eu off-camera, o să mă duc eu până la patul ăla acolo, până la hotel, să pun capul pe periniță, să dorm și să caut o cursă, băieți, spre Ponte de Sor, poate, habar nu am, spre Badajoz. Nu prea aș vrea spre Badajoz, că aș vrea, uite, spre Coimbra ar fi o cursă bună dacă am găsit. Dacă am găsit la Coimbra, Coimbra. ar fi lux dacă am găsit la Coimbra. Bă, Da. stai, vorbește frumos. Dacă așa se cheamă orașul. Da, băieți, cam acesta a fost și episodul de Eurotrack. Nu uitați de butonașul ăla de like, foarte important. Haideți să strângem și noi măcar 40 de like-uri la acest episod, care a fost mai special. Ia auzi pe Alex acolo. Hai să strângem și noi măcar 40 de like-uri la acest episod, băieți, și noi ne vedem data viitoare. Numai bine, pa, pa!